Salut tuturor, numele meu este Mario și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți aveți rezoluția stretch din capitolul 1, CAOG, în Fortnite capitolul 3. Înainte de toate, dacă mai vreți tutoriale legate de Fortnite, dați acolo un like să strângem la acest videoclip peste 75 de like-uri, pentru că eu cred că este o sumă la care putem să ajungem destul de lejer, având în vedere că la ultimele 3 videoclipuri de pe care am strâns peste 100 de like-uri la fiecare. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Fără alte adăugări, hai să dăm drumul la videoclip. Toate băieții, eu am Windows 11 și de-aia arată mai diferit la mine. Dacă aveți Windows 10, tutorialul este la fel și cred că și pe celelalte Windows. Prima și prima dată, băieți, va trebui să apăsăm tasta de Windows, iar aici scriem procent, app data, procent. O să mergem aici la app data, iar aici vom selecta local. După va trebui să mergem să căutăm Fortnite game. L-am găsit aici, intrăm pe el, mergem la save. După va trebui să mergem la config, la Windows client. Aici avem Game User Settings. Vă dau așa să vedeți și voi. Mergem, dăm click dreapta pe el. Dăm proprietăți. Trebuie să avem căsuța asta de bifătării. Only să o avem de bifată. Îl deschidem cu Notepad. Aici este configul vostru din Fortnite, adică ce setări aveți. Va trebui să mergem să ne căutăm rezoluția. Dacă știți ce rezoluție aveți în Fortnite, trebuie să apăsați Ctrl+F. Iar aici va punem ca de exemplu am 1600x900. Aici scriem 1600 și mergem direct aici ca să nu mai stăm să căutăm asta. Aici la Resolution Size X și Resolution Size Y va trebui să punem în felul următor. La Resolution Size X va trebui să punem 1722, iar la Resolution Size Y punem 1070. După ce v-a spus rezoluția, va trebui să mergem la prima asta unde scrie Full Screen Mode. Punem în loc de 0, 1, acum dăm Save, idem. Click dreapta pe ăsta, proprietăți, read only, activăm, dăm apply. După ce ați făcut băieții asta, va trebui să mergem în Nvidia Control Panel. Trebuie să mergem la Change Resolutions. Aici mergem la Customize. Dăm, selectăm această căsă, Create Custom Resolutions. Avem aici 1722 pe 1070. Dăm test. Acum deschidem Fortnite-ul. Cum băieți, vedeți că avem rezoluția pus 1722 pe 1070 și vedeți cam cum arată Fortnite-ul, ceva de genul arată. Bine că am uitat că nici nu aveam descoperit această locație. Bă, eu zic că arată destul de șmecheri, mi-au zis așa aminte de capitolul 1 și chiar mi-e dor. Acum că s-a băgat și Tilted Towers, chiar merge să jucăm puțin cu rezoluția asta. Ceva de genul arată și build-urile. Sunt mai mari, vă ajută să dați edituri mai bine. Sper că v-a ajutat acest videoclip și sper că v-a plăcut. Și până data viitoare, eu am fost Mario, iar noi v-am zis bineînțeles data viitoare la un nou videoclip.